azi parcă e mai mult soare și pomii au înflorit. Natura în sărbătoare cu flori s-a împodobit. Mie primăvară în suflet iară și-n ziua asta cu soare pe care n-o voi uita. Ți-am scris o scrisoare care începe așa: astăzi e ziua ta, zi frumoasă ca tine. Ți-am trimis eu cei ca să-ți murmure ei cât de mult te iubesc. Poate vei căpăta daruri mai minunate, dar eu, dragostea mea, n-am decât inima ca să-ți o dăruiesc. Peste ani și ani de zile, poate că mă vei uita, dar să știi că întotdeauna îți voi cânta. Astăzi e ziua ta, zi frumoasă ca tine. Ți-am trimis eu cei ca să-ți murmure ei cât de mult te iubesc. Bună seara, dragii mei! Din nou am o surpriză mare pentru voi, și anume prezența la emisiunea Maestrii a maestrului Nicolae Nițescu, cel care ani și ani ne-a delectat cu o voce superbă și cu o prezență fizică superbă. Bună seara, maestre! Seara bună! Bine, bine am ajuns la dumneavoastră în sfârșit, că de multă vreme îmi doream să realizăm acest interviu și bine v-am găsit. Și eu vă spun bine ați venit și publicului din Focșani. Care vă așteaptă. Dragul meu public din Focșani. Apropo, ați cântat vreodată la Focșani? Odată. Mă face să râd. Nu mai știu de câte ori am fost în Focșani. Deci nu sunteți străin de Focșani. Oh, Doamne! De când eram, de acum 50 de ani. Veneați la... Și unde anume cântați acum? Cântam la Pastia. Iată, cum erau... Haideți să începem cu asta, cu teatrul nostru drag, Pastia, cartea noastră de vizită, care acum este cam scrijelită, așa, cam, pentru că a fost la cutremur, diverse cutremure, dărâmat teatrul. Da. Acum se lucrează intens la el. Era o bijuterie, pentru că este făcut de același arhitect care a construit opera din Odessa și teatru din Iași. Da, da, de după acela, sigur. Era o bijuterie și cred că va trebui refăcut. Se muncește la el. Așa cum a fost, adică o bijuterie. O bijuterie. Da. Și în spatele teatrului locuia Neiancu, lustragiu. Eu nu știu, dar spuneți așa. Care de câte ori veneam, ne primea acasă la el cu gefilte fish. Ce înseamnă gefilte fish? Pește umplut. Ah. Și cu vinul tradițional. Știu că umplut, probabil, știu că umplut, da, și cu vin. Și cu vinul tradițional al Focșanului, cu pivnițile renumite și, bineînțeles că nu eram un băutor, dar îmi plăcea vinul bun. Sigur că da. Așa că am amintiri atât de frumoase despre Focșani, cum nu vă puteți imagina. Mai povestiți-ne despre Focșani, este pentru noi un lucru inedit, ca cineva care nu este focșanean să ne povestească despre Focșani. Da. Păi am venit prima dată și am plecat cu birja de la gară. Așa, până da? În centru. Dar mai țineți minte cine v-a dus cu... Era un fost general din Armata Regală, care a stat la închisoare și care după aia s-a făcut birjar. Domnul, îi spun domnul, deși a murit de mult,
general Teodorescu, avea o drăsură cu care... Mi se pare că Teodorescu, da, 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 așa, mi-aduc aminte. Așa, deci ați plecat cu Birja, da, de la... Da, am plecat cu Birja de la gară până... De fapt, am venit prima dată, am venit cu un concert al lui Teodor Cosma. Așa, despre care am vorbit despre mai care da, 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 vă spun că se împlinesc 50 de ani pe 6 aprilie de la primul concert la Sala Dales, în care era Maria Tănase, Gică Petrescu, Trio Grigoriu, Dorina Drăghici și încă mulți alții, Gianni Spinelli, da, și, da, și mulți alții, și deci... Adrian Ionescu, Chiche Marcov, în fine, erau mulți, era un buchet de un spectacol. Și Mircea Crișan, bineînțeles. Mircea Crișan, care venea foarte des la Focșani. Cu glumele lui, care erau extraordinare pe vremea aceea. Da, dar mai povestiți-ne despre Focșani. Deci cum ați venit prima dată la Focșani? Prima dată, vă spun, am venit cu acest concert și a fost un succes extraordinar. La Teatru Pastia. Da, la Teatru. Cine mai cânta cu dumneavoastră? Păi toți aceștia, toți aceștia care vi-am da, spus, deci, da, deci ați venit cu un concert. Am venit cu un concert. Sigur că a fost un concert. Exact. Și pe urmă am început să vin cu Teatru Tănase, ați cu Concertul la Popoarelor. Da, da. Concertul Popoarelor? Da, 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 în care cânta și Rodion Hodovanski, Clopotele. Așa. Așa. Și, bineînțeles, muzică internațională, atunci... Era la modă. Era la modă, dar pe urmă s-a sistat. Dar dumneavoastră, spuneți-mi, vă rog, stimate maestre Nicolae Nițescu, deci asta era prin, era prin anii 50 și când veneați la Focșani. În 53 a avut loc concertul. Concertul. Ei, de câtă vreme cântați dumneavoastră până a ajunge la Focșani? Eu când încă din 46 din liceu. Din liceu. Ați dat un spectacol? Adică v-ați remarcat? M-am remarcat la Galați, știți-mi că sunt gălățean. Sunteți deci vecini cu noi. Da, și am învățat la liceu Vasile Alexandri. Și am dat un concert cu cei din clasa mea. Era acordeonist Bebe Doicu, băiatul preotului Doicu din Galați. Și am cântat muzică. Pe atunci îmi plăceau teribil și așa am început, că datorită lui am început eu să cânt, da, lui Tino Rossi. Așa, da, da. Cântam Laissez-moi vous aimer, Que reste-t-il de nos amours, Symphonie, și pe urmă am început să cânt și Paul Robeson. Paul și, Robeson, da, și, ce anume? Și, Old Man River. Mai știți un pic? Ne-l predonați un pic? Nu mai țin așa de bine minte. Old Man River, pa-va-va-viva. Da. Textul s-a da, 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 fluidizat. Da, 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 da. Deci ați cântat în liceu la început. V-ați... Da, da. Și după aceea am înțeles că ați, v-ați prezentat la examen de admitere la conservator. Și ați, chiar ați fi reușit la conservator. Da, eram în teatru, în ansamblu Consiliului Central al Sindicatelor. Da, chiar cum ați venit de la Galați la București? Asta e, am fost luat de o comisie de muzicieni de la Teatru Consiliului Central al Sindicatelor. Eu cântam în Galați și în cor cu maestru Xantopol, în corul liceului și în corul orașului și eram și solist și am fost selecționat pentru ansamblu. Și la ansamblu am stat 3 ani, am avut fericirea să fiu împreună cu Nicolae Herlea, cu Dan Ordechescu, cu Constantin Gabor, cu Elena Dima, cu o mulțime de oameni care s-au remarcat ulterior în opera română. Eu, având această cultură căpătată din cadrul școlii ansamblului CCS, mi-a fost profesor, cum... La conservator? Nu, în cadrul școlii de la... Da. Pe Melnic.
Da, da. Profesorul Melnic, da. Care a cântat la Chișinău pe urmă. El a cântat și la Scala. La Scala din Milano. Era un bas formidabil. Și pe urmă am dat la conservator, am dat examen și am reușit cu brio. Maestro Alfred Mendelssohn mi-a dat 10 pentru aria Kneazului Igor. Și am devenit student în anul întâi, coleg cu Constanța Câmpeanu, așa, care a fost în operetă pe urmă. A fost musafira noastră la emisiune, da, Constanța. Mare, Câmpeanu, mare. Mare interpretă, da, de sigur, operetă. Sigur. Și cu mulți alții, care însă nu, o parte s-au remarcat, alții nu. Iulian Rădulescu, care a fost solist la opera din Iași, și mulți alții care au parvenit și în lume chiar. Pe Herla și pe... Deci ați fost coleg cu ei la da, ansamblu. Da, coleg cu ei la teatru. Și ați mai menținut o legătură cu ei în timp? Da, sigur, de câte ori ne-am văzut, ne-am adus aminte de zilele frumoase petrecute. Cu ansamblu am fost și la Moscova, și la Berlin, și la Budapest. Se făceau multe turnee atunci, nu? Da, sigur. Se făceau multe turnee. Începând încă din anul 1950. Am început să plecăm. Să plecați în străinătate. Spuneți-mi, și de ce n-ați continuat studiile la conservator? Din cauza microbului. Muzica ușoară. Microbul de muzică ușoară, exact. Da, deci dumneavoastră erați student la conservator și în același timp erați lucrați și la... La ansamblul CCS. La ansamblul CCS, da, unde erați solist. Da, și cu plecările în străinătate a trebuit să abandonez din mare părere de rău conservatorul. Bine, nu știu dacă părere de rău sau nu. Ba da, este o părere de rău, pentru că ce se întâmplă dacă n-aș fi avut calitățile așa modeste cum au fost? N-au fost deloc modeste. Da, cum au fost modeste, puteam să fiu un cântăreț de operă, dar eu știu dacă nimeream... Ați fost un cântăreț de muzică ușoară, sunteți de fapt, nu ați fost? Care v-ați remarcat chiar de la început și remarcat ați rămas toată viața, da, știți? Da, da. Nu e un compliment, este un adevăr. Am pus bază pe melodie. Da. Pe melodie, da, și da, pe text romantic. Peste... care se purta înainte, care pentru tineretul de astăzi este cam desuet. Dar n-ar trebui să fie, nu, să știți că e vorba aia, cei frumoși și lui Dumnezeu îi place și eu spun că cei frumoși rămâne în timp, indiferent de transformările. Eu am o părere, da. Eu am o părere pe care am spus-o și o mai spun. Ceea ce nu este difuzat, nu este gustat. Păi asta este, din păcate, a trebuit dat, am înțeles aluzia, știți? Da, da, da. Uitați-vă la italieni. Italienii în fiecare după masă au o emisiune specială cu melodii pop vechi, frumoase, cu melodie, cu texte, așa cum era odinioară. Deci nu le-au dat într-o parte așa cum, din păcate, s-a făcut la noi. Da, este o formă, așa, zic eu, cam primitivă de a cultiva gustul muzical al tineretului. Asta este situația. Da, și afară de asta, vreau să vă mai spun că eu nu m-am limitat numai la muzică ușoară. Am cântat și canțonete, am cântat și muzică internațională, am cântat și arii de operetă. Păi aveți o voce, eu vă spun, da, ați văzut, da, cum am... Lumea nu știe, și... pentru da, că da, eu am da. Fost... Ce se întâmplă? Am fost difuzat în cei 50 de ani care au trecut, datorită unui gust impus. Am cântat numai în limba română și ce am cântat? Ce spuneau cei de sus. Sigur. Așa, și am cântat romanțe, că se plăcea foarte mult acest gen. Așa. Dar care e foarte frumos. Și muzică, ușoară, veche, românească. Ce romanțe ați cântat? Bine, eu știu, dar vreau să-și aduc aminte. Păi să luăm astea, romanțele imprimate pe un disc.
Și să cântăm acum o romană. De câte ori să scânt inima, de ce nu vrei să-mi bătrânești? Tu nu vezi cât de proastă ești, mereu, mereu iubești. Trec anii și în părul tău s-aștept mereu fulgi de neam. Mai cântați! Te uiți la anii mai ce s-au dus și vezi că a pus dragostea. Dar într-o zi începi să ascunzi părul cărunt, dar în zadar și râde dragostea de tine. Inima, de ce nu vrei să-mi bătrânești? Nu ți-e de ajuns cât ai iubit și cât ai suferit. Inima, întâlnesc cu aceleași vechi povești cu care veșnic te-ai vințit, de ce nu bătrânești? Nu înțelegi de atâta vreme dragostea își va ajunge viața ta și nu mai vezi ea. Nu înțelegi că fiecare jurământ e o vorbă goală pe pământ. De câte ori să scânt inima, să-mi bătrânești, tu nu vezi cât de proastă ești, mereu, mereu Gitară-mi te suită cu cele de mătase să mă reții acum. Căci de pe soclul unde iubirea te așezase ai prăvălit în drum. Nu vor mai fi de-acum nici zilele cu soare, nici nopțile de vis. Vor fi doar zile triste și lacrimi la mare, așa cum ne-a fost scris. Din cioburi de iubire s-a minunit draga mea, să încheci o fericire așa cum tu ai vrea. Căci clipele frumoase pe care le-am trăit s-au dus și niciodată nu vor mai reveni.
iar gura ta fierbinte, când o voi săruta, eu n-am să uit vreodată că a fost și altuia. Din cioburi de iubire să facem, draga mea, o urnă și-amintirea, s-o îngropăm în ea. Ce poate fi mai minunat decât să simți cum dimineața zon de rase aurii îți mângâie pe pernă fața. Oricum ar fi, e viața ta și o umbră de apare. Tu viața nu o blestema, că umbra-i trecătoare. Binecuvintează, Doamne, zilele ce ne trăiesc. Binecuvintează, Doamne, drumul meu cel pământesc. Când s-o rupe mosorelul, eu nimic nu voi lua. Vreau să am acum în viață binecuvântarea ta. Viața-i ca un mosorel și cât are fir pe el, e păcat să n-o trăiești și trăind să nu iubești. Tu două vieți nu poți avea, ajunge una, dar frumoasă, așa cum este viața ta, când este armonie în casă. Ce poate fi mai minunat să simți că lângă tine respiră un om apropiat și bine, foarte bine. Binecuvintează, Doamne, zilele ce le trăiesc. Binecuvintează, Doamne, drumul meu cel pământesc. Când s-o rupe mosorelul, eu nimic nu voi lua. Vreau să am acum în viață binecuvântarea ta. Viața-i ca un mosorel și cât are fir pe el, e păcat să n-o trăiești și trăind să nu iubești. Bineînțeles că m-ați emoționat, nici nu se putea altfel. Ceea ce am remarcat este că nu v-ați pierdut deloc glasul. Este același glas cu care mi-am petrecut tinerețea, copilăria și viața în general. Știți, mă gândeam în timp ce cântați,
la generația asta de artiști. N-am vrut să vă întrerup, dar totuși o fac. Dar totuși. Așa, totuși, nu contează. Așa, totuși o fac, pentru că ce se întâmplă? Nu știu dacă ați observat, m-am emoționat și eu. Sunteți un artist, deci trebuia să vă emoționați, da? Pentru că textul acesta lui Mircea Bloc este crud de adevărat. Asta este. Nu știu dacă cei care sunt tineri pot să realizeze ce înseamnă să treacă ani și să simți că o nostalgie te apasă. Nici nu trebuie să simtă tinerii deocamdată. Cât sunt tineri, nu trebuie să aibă această nostalgie. Dar din păcate... Vedeți, Dumnezeu a avut grijă de noi și aici. Da, dar din păcate, păcate o să simtă și din ei păcate, la vremea lor. Vedeți că ești foarte tânăr, ai impresia că tot ce se întâmplă altora ție nu ți se poate întâmpla. Da, și nu realizezi multe. Și nu realizezi multe, așa este. Dar asta este, timpul trece pentru toată lumea. Nu, dar asta este viața, pentru că dacă ai realiza, poate că n-ai trăi așa a la lung. Eu știu dacă e bine să trăiești a la lung, nu? E bine. E bine? E bine, pentru că ce se întâmplă? E bine să treci, să dăinuiești peste mai multe generații. E ideal, dar eu știu, mă rog, aici... Unii reușesc, alții nu reușesc. Da, știți, mă gândeam la, ascultându-vă pe dumneavoastră, ascultând muzica lui Temistocle Popa, pe care am avut plăcerea și bucuria și onoarea să-l am invitat la emisiunea Maestrii, ascultând pe Mirabela Dauer, da, ascultând oameni de o anumită calitate și de o mare valoare pentru țara românească, mă gândeam, oare acum, în vacarmul ăsta, în haosul ăsta care a dat și peste artă și peste muzică? Nu, uitați că ce se întâmplă? Tot din cauza că nu este difuzat, că nu este întreținut. Acest gen trebuie întreținut. La care vă referiți? La genul? La genul pop, la genul cantabil, canta con parlare, cum si parla, așa, care este preceptul cântăreților. Uitați că până când și niște oameni care s-au afirmat în ultimul timp, ca Marcel Pavel. Ca marea cântăreață a noastră, Monica Angel, care la fel sunt cântăreți de linie, sunt cântăreți frumoși, frumos frazare, tot ce trebuie. Uitați că și ei nu mai sunt ascultați așa cum ar trebui să fie ascultați. Cred că explicația, una dintre ele, este și cea pe care ați dat-o dumneavoastră, faptul că nu sunt dați mereu pe posturile de televiziune. Să știți că da. Acest gen trebuie întreținut. Sigur. Nu spun că să dea unilateral, așa cum se obișnuiește astăzi. Eu n-am nimic contra formațiilor. Este muzica tânără. Este muzică frumoasă pentru ei, dar numai asta, eu cred că le face și un deserviciu. Nu știu, dar nu știu dacă se poate numi muzică, îmi pare rău că o spun așa pe șleau. Nu, sunt unele sunt valoroase. Vedeți, uneori e și textul te dar ce se întoarce întâmplă? Este o tentă de puierilă. Mă înțelegeți? Tot ce se cântă astăzi, Nu chiar tot, o parte din ele au o tentă puierilă. Dacă ar fi numai puierilă, n-ar fi nimic. Dar sunt și alte tente, nu, din nu, păcate. Nu, mă refer la text. La text mă refer, sunt și alte tente care nu fac și onoare nimănui. Și muzica este obsedantă. Și textul și muzica sunt și obsedante. Și revine textul, revine, eu n-am nimic contra lor, dar... Mă deranjează repetarea asta, lipsa de poezie din texte, mă deranjează. Probabil că poezia este, nu e poezie să scrie în continuare și să gândește în continuare, dar se gândește altfel. Vedeți,
E foarte greu să ne să dăm. Am citit multe, multe cronici în care se atacă textul ăsta care este, așa insistent, să revine la jumătate ție, jumătate mie, sau altele care se repetă așa la infinit. Așa e, pe același muzical, da, este adevărat. Nu știu ce înseamnă asta, nici nu vreau să știu, nici nu vreau. Nu știu, eu sunt adeptul textelor care spun ceva, care susțin o idee, o idee generoasă, o idee frumoasă. Chiar și gelozia, chiar și sigur, dragostea, sigur. Tot ce... Dar asta mi se pare așa o dragoste cam rece. O fi și asta o formă de dragoste. Da, spuneți-mi, haideți să mai vorbim un pic despre dumneavoastră, adică dumneavoastră să ne vorbiți despre perioada în care... Nu prea îmi place să vorbesc despre mine, dar pentru că mi-a cerut-o, o să-mi amintesc, așa... Când ați început, când ați apărut prima dată la televiziune, de exemplu? La televiziune am apărut în, chiar de când a fost instituită această... emisiunea tele... Când s-a făcut... Tele, da. Da. În, cam în 58-59. Așa, împreună cu cine? Împreună cu Margareta Păslaru, cu... Marina Voica. Cu Marina Voica. Să știți că am făcut un interviu cu Marina Voica anul trecut, de fapt, vara trecută, la ea la Breaza. Da. Un interviu care a avut un succes grozav la noi, la, în Vrancea. Vă cred. Ne-a și cântat foarte mult și a fost foarte, foarte, foarte drăguț. Foarte volubilă. Volubilă, așa cum e, da? Ea. Așa este ea, da, 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 ați cunoscut-o, da, bine, da? Da. Am fost cu ea în turneu la New York. Așa? Da, așa, și am cunoscut-o. E o persoană foarte plăcută. Eu, de fapt, de atunci o cunoșteam, din... E o fată, o fată talentată, o fată care... A și dansat, a și... Da, 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 și acum ne-a dansat, da, da, da. Și... Da, este neschimbată din punctele astea de vedere, da. Spune-ți, cu inima tot tânără. Cu inima tot tânără. Nu, și arată foarte bine. Da, și arată tânără. Foarte bine, sigur. Sigur că da. Spuneți-mi, deci, asta cam prin 58, cu Margareta Păslaru, ați avut o colaborare bună cu Margareta Păslaru? Încă n-am reușit să fac un interviu, da, cu ea și care mi-aș dori. E o fată drăguță, a fost o păpușă, o... Și a fost un nume care un nume, a dominat, da, ani, da, de zile. Sigur, da, sigur. Da. Și a avut partea ei, contribuția ei substanțială. Categoric. Erau fotografii de actori, de artiști, da, cu, da, știu că era ea cu o fotografie cu un batinuță, cu codiță, așa, așa, cu codițe, cu codițe și toate fetele își făceau, își făceau, da, aluniți aici pe obrazul drept. Vedeți, și... la noi, da, muzica ușoară înseamnă tinerețe. În alte părți... În alte părți, muzica ușoară înseamnă muzică. Înseamnă muzică. Sigur că da. Sigur că da. Bă, e cel mai mare exemplu pot să dau pe tatăl și părintele tuturor cântăreților de muzică ușoară, Frank Sinatra. De, sigur că da. Sigur care că până la 80 și treaba lui de ani, până când a murit, a cântat și a fost un exemplu de susținere a muzicii. Categoric, și nu numai, nu numai. A muzicii adevărate. Da, da, bineînțeles. Deci, după televiziune, deci prin 58, bine, asta o știm cu toții, că erați la toate programele de Reveillon, la toate programele care se organizau, da, la televiziune, da, așa. Chacun a son tour. Așa, e, așa este, da, da. Dar acum... Parcă și în ultimii ani ați mai fost, am fost la... Am fost, cum să nu, sigur că da. Ați, am fost anul ăsta, am fost la expoziție, la... Sigur, la, sigur. De anul nou. Da, ați fost la expoziție, da, da, de anul nou. Spuneți, ați cântat la... Sigur. A fost frumos? A fost foarte. Cine v-a invitat? Domnul Băsescu? Nu. Nu. Domnul Moroșanu. Domnul Moroșanu, domnul Alexandru Moroșanu sau care Moroșanu? Cel de la Mondo Film. De la Mondofilm. Care a fost la televiziune. Da, nu Alexandru, e frate, nu, nu știu cum îl cheamă pe ăsta. Eu îl cunosc bine pe Dandu, pe violoncelist. Da, da. Îl cunosc foarte bine și pe domnul despre care vorbiți, dar nu mi-aduc aminte acum prenumele. Da, da, da. Mitică Moroșanu. Da, Nea Mitică. Mitică Moroșanu v-a, da, invitat, da, și a fost foarte frumos. Foarte frumos. Foarte frumos, da. Dumitru Moroșanu. Dumitru Moroșanu. Haideți să ne întoarcem puțin în timp. Se făceau multe turnee când în străinătate, după anii 60, după 64, după... După 64 am făcut turnee în Iugoslavia,
în Bulgaria, în Rusia, în Uniunea Sovietică, în Germania am fost. În Germania am luat și premiul cu o finimioară, da. Vaza. Da, o să rana de Bogdan, da. Așa. Vaza e din Polonia. Din Polonia, la Sopot. Da, de la Sopot. Am cântat la Sopot și am luat premiul publicului. Am cântat Bolero al lui George Grigoriu. Dacă o să-l copiați... Nu, dar chiar vreau să ne mai cântați, pentru că vreau să vă asculte astăzi, că e duminică și lumea stă acasă și se uită la emisiunea Maestrii, abia așteaptă emisiunea Maestrii. Și în special cei apropiați de vârsta mea. Nu, cred că foarte multă lume și cei apropiați de alte vârste. Nu spun că nu sunt și tineri care gustă acest gen. Cum să nu? Păi am foarte mulți tineri, prieteni care ascultă muzică clasică foarte multă, care ascultă muzică ușoară de calitate foarte multă. Eu îi stimez pe toți, de fapt, și pe cei care nu le place genul ăsta, li se pare desuet, eu știu, dar eu respect gusturile fiecăruia. Spuneți-mi, vă rog, ați pomenit la începutul interviului de Ioana Radu și de, nu, de Maria Tănase ați pomenit, ați cântat cu ea? Sigur că da. Ce fel de femeie era? Era o artistă, o mare artistă. La fel ca și Ioana Radu. L-ați cunoscut pe amândouă? Pe amândouă. Ele două se înțelegeau bine? Sau erau rivale? Nu, vă spun sincer, fiecare pe partea ei. Da. Și Dorina Drăghici, cea mai mare. Mai trăiește Dorina Drăghici? De mult a murit. A murit? Da, de mult a murit. Și în condiții foarte grele. De ce? Da. Asta e soarta oamenilor, pentru că, din păcate, publicul ne mai și uită. Dacă nu suntem întreținuți, vorba noastră dinainte. De-aia nu avea familie Dorina Drăghici? Ba da, a avut un supărări mari. Era căsătorită cu Nicu Stoienescu. Da, asta știu. Și au fost un cuplu celebru, dar au avut o supărare cu fata care era bolnavă. Păcat, sigur. Un om care a dus atâta bucurie la... Dumnezeu nu ne dă numai bine. Da, sigur. Dar știți, trebuie să iei și binele și răul ca pe ceva venit de la Dumnezeu. Da, și să nu te distrugă. Și să nu te distrugă. Sigur. Înseamnă că Dumnezeu știe ce face și când îți dă binele și când îți dă răul. Asta din punctul ăsta de vedere al familiei, sunt cel mai fericit om. Așa, da. Aveți copii? Aveți? Am un băiat care este inginer și lucrează la Uniteci, inginer electrotehnician, electronist, și e mititel, are 50 de ani. Mulți înainte, da, și are două fetițe, am înțeles. Și o fată care este este manager la Anaturism, acum e în Dubai. Așa. Pentru încă o săptămână mai stă în Dubai. Și a fost și la Londra, este manager de turism și a făcut ASEU. E căsătorită? A fost. A fost căsătorită. Tot de la Dumnezeu este și asta, sigur că da. Deci dumneavoastră, ca viață de familie, sunteți un om realizat. Sunt și un om mulțumit. Super realizat. Asta. Am avut un om care m-a susținut moral lângă mine, un om care a fost toată fericirea vieții mele. Soția dumneavoastră. Da. Suntem căsătoriți de 51 de ani. Mulți înainte. Ați făcut și nunta de aur. Oh, sigur, e pasată de acum. E pasată? A trecut. Și doamna tot artistă a fost? Așa, a încercat, dar a fost acasă. A fost acasă. A fost baza familiei. Familie, da. Ea a crescut copiii și nepoții și ce să facă? Sunteți de acord cu ideea că totuși
cel mai important, unul dintre cele mai importante lucruri în viață. Nu, e cel mai sau important. Cel mai important. Cel mai important. Viața este baza familiei. Baza familiei, da. Așa este. Dacă ești mulțumit din punct de vedere moral cu susținerea familiei și cu fericirea familiei, înseamnă că ești un om pe jumătate realizat. Spuneți-mi, maestre Nicolae Nițescu, pentru că am vorbit de realizare. Nu mai spuneți, maestre, că e o tentă așa de cum am spune, nene. Ei, lăsați că nu. Sau bade. Da, poate acum, într-adevăr, termenul de maestru se confundă cu nene sau bade, dar pe vremuri maestru însemnat foarte mult. Lăsați lumea și să mă consideră. Eu sunt lumea. Eu sunt lumea, da, și eu am venit la... Să zic că eu... un om din artă și eu mi-aleg cu foarte mare atenție oamenii pe care îi invit la emisiunea maestrii, să știți. Asta este meritul. Așa că este o confirmare a faptului că lumea vă consideră maestru. Da. Faptul că v-am invitat la emisiunea maestrii, să știți. Da. Maestru Herle a fost invitat în emisiunii mele. Ludovic Spis a fost la mine la emisiune, Dani Ordăchescu a fost la mine în emisiune. Mari maestri. David Ohanesian a fost la mine în emisiune. Ion Piso l-ați cunoscut. Și Ludovic Spis n-a fost? Ba da, cum să nu? Cum mare, să nu? Mare. Cum să nu? Sigur că da. A fost mare. Așa că fiți siguri că dacă v-am invitat la emisiunea maestrii, aveți acordul, adică am acordul publicului. Da, vă mulțumesc. Spuneți-mi, vă considerați deci că ați avut o viață de realizări și ați avut o viață frumoasă, da? Da. V-ați simțit câteodată frustrat în... Ceva în ultimul timp. În ultimul timp, de ce? În ultimii 10-12 ani, tocmai din cauza asta. Din cauza ce v-am spus înainte, că nu suntem promovați. Eu vorbesc în numele tuturor. Da, 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 sigur. Tuturor cel de genul meu. Și Mirabela mi-a spus același lucru. Da, nu suntem promovați. Și Temistocle Popa mi-a spus același lucru. Eu nu spun să fim promovați în fiecare zi și în fiecare moment ca să ajungem să inhibăm publicul. Nu. Dar așa... Din când... Păi, haideți să vă promovăm. Ce ne mai cântați? Ce ne mai cântați? Păi să cântăm asta a lui Vasile Veselovski, care este singura bucată din ultimul timp pe creație personală. Vă rog frumos. Premiul 2 la Crizantema de aur. De aur, da. Ai mai bătut? Ți-am deschis. Dragă toamnă, nu mai sta pe la uși, pe la geam, însă fii cum te știu, fii o doamnă, măcar tu să nu-mi trec câți ani am să-ți spun un secret numai ție. Ești aici și oricum te-am primit, am făcut poate iar o prostie, am greșit și m-am îndrăgostit. Mă mint sau nu mă mint, dar când iubesc, nu dorm, oftez, dar simt că-mi tineresc. Și-atunci mă ascund și fug de dumneata și iar la poarta mea. Ai bătut și-ai venit, dragă toamnă, cu târzii cenușii dimineți. Te primesc doar atât și nu înseamnă că am timp de amare tristeți. Mă întreb iar și gând îndamnă să mai vii când nici nu te aștept. Mai spun un secret, scumpă doamnă, sunt un prost
dar nu pot să mă îndrept. Mă vin sau nu mă vin, dar când iubesc, mă-mbăt cu nopți de argint și-ntineresc. Visez că zbor spre cer, e minunat. Târziu, o știu, dar cer să fiu iertat. Mă mint sau nu mă mint, dar când iubesc, mă văd cu nopți de argint și-ntineresc. Visez că zbor spre cer e minunat. Târziu o știu, dar cer să fiu iertat. La 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 la. Toate gândurile mele neștiute nici de stele, ochii tăi mi le ghicesc. Iar în clipa de tăcere, când mi-aduc o mângâiere, ochii tăi care vorbesc. Și cât somnul se destramă, te mă simt cuprins de-o teamă, ochii tăi mă liniștesc. Când mă alungă vreo privire cu-o înrăită strălucire, ochii tăi mă adăpostesc. De mă uită lumea toată când vrea ea, niciodată ei nu vor uita. De mă vede lumea toată cu ochii răi, nu mă văd așa, ochii tăi. Toate gândurile mele neștiute mici de stele, ochii tăi mi le ghicesc. Iar în clipa de tăcere mi-am duc o mângâiere, ochii tăi care vorbesc. Și când somnul se destramă, de mă simt cuprins de-o teamă, ochii tăi mă liniștesc. Când mă alungă vreo privire cu-o înrăită strălucire, ochii tăi mă adăpostesc. La 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 la. Și când somnul se destramă, de mă simt cuprins de-o teamă, ochii tăi mă liniștesc. Când mă alungă vreo privire cu-o înrăită strălucire, ochii tăi mă adăpostesc. Știți, am fost cu ochii în lacrimi cât ați cântat, maestre, că mă gândeam, totuși, timpul, cum cerne, din păcate, și lucrurile foarte, adică le cerne, dar le ține acolo, de fapt nu le cerne. Sita nu este chiar așa cum ar trebui să fie și se cern, din păcate, uneori lucruri care n-ar trebui să se cearnă, să rămână acolo în sită și să pice ceea ce trebuie. Vedeți, dumneavoastră ați reprezentat o lume care, din păcate, începe să dispară. Adică o lume de oameni sensibili. O epocă în care se cultiva bunul simț, care se caracterizează prin romantism. A, nu se înțelege că suntem nostalgici după epoca aceea. Doamne ferește, nu, Doamne nu, ferește, nu. Doamne ferește. Dar într-adevăr atunci... Dar eu nu vorbesc de epoca de aur. Da. Eu vorbesc de epoca romantismului. Vedeți dumneavoastră... Adică... Da, vă rog. Pardon. Vă rog. Adică o sensibilitate mai accentuată. O sensibilitate mai accentuată și asta presupunea și niște relații interumane altele decât cele care sunt acum. Bineînțeles, mai ales că ce se întâmplă? Noi am moștenit-o din anii dinainte de 40. Asta este. Dinainte de 40, când comerțul se făcea pe un principiu foarte moral. Nu se semnau niciun contract, era... O strângere de mână, nu? Un singur cuvânt. Gemacht.
Asta înseamnă făcut. S-a făcut și cuvântul omul care și l-a dat și l-a păstrat. Asta era. Probabil că ei se țineau lucru după... care nu se mai păstrează la început astăzi. A fost cuvântul, știți? Da. Astăzi trebuie să ne ducem la notariat, la judecătorie, să semnăm, să punem o ștampilă. Și tot degeaba. Și tot degeaba, tot degeaba. În anumite cazuri. Și tot degeaba în anumite cazuri. Stimate maestre, mai spuneți-ne câteva cuvinte, că a trecut o oră, vedeți cu un oameni ca dumneavoastră timpul trece foarte repede. Nu știu dacă în câteva cuvinte se poate spune o viață. O viață, nu nimic, ăsta este primul interviu. Sper că am ușa deschisă de acum la dumneavoastră, să mai putem face și alte emisiuni. Știți ce se întâmplă? Ar trebui să mai spun de teatru Tănase, ar trebui să mai spun de teatru Ion Vasilescu. Unde ați lucrat? Unde am lucrat. Ar trebui să mai spun de Rapsodia Română, unde mi-am încheiat activitatea. Deci, on revient toujours, cum spune francezul. Așa, la prima dragoste, da? Așa, la prima dragoste, care a fost tot Consiliul Central al Sindicatelor și pe urmă s-a transformat în Rapsodia Română. Acolo mi-am sfârșit. Da, vedeți că ei își luau ce era mai bun, se umblau după oamenii de valoare și după oamenii de mare talent. Au fost și oameni care au apreciat arta și au știut să o pună unde trebuie. Categoric. Din păcate s-a epuizat timpul de emisiune, dar nu plecăm până nu ne cântați Hai acasă, puișor! Zorile îndată ce-au venit, viorile au amulțit, viorile ce ți le-am dăruit, s-au veșteșit. Ochii tăi de noapte adânciți, ochii tăi ar mai umbriți, visele ce li le-am făurit, i-au obosit. Hai acasă, puișor, în micuța cârciumioară, din toți câți am fost aseară, am rămas numai noi doi. Hai acasă, puișor, că a dormit și pianul negru ca țiganul, și-a cântat și-a plâns cu noi. Hai, vin acasă, dar mâine tu să știi, la aceeași masă noi iar vom fi. Hai acasă, puișor, că-n micuța cârciumioară, din toți câți am fost aseară, am rămas numai noi doi. Hai, vin acasă. Hai acasă, puișor. Hai, vin acasă, dar mâine tu să știi, la aceeași masă noi iar vom fi. Hai acasă, mișor,
când micuța cârciumioară, din toți câți am fost aseară, am rămas numai noi doi.